Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, hunedoreanul Lucian Heiuș, a anunțat că de la 1 iulie instituția pe care o conduce va începe controle masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice. Președintele ANAF a spus că este o jignire pentru oamenii cinstiți să vadă că alții achiziționează case și mașini scumpe, deși nu au lucrat și nu au plătit un impozit. Începând cu 1 iulie, ANAF-ul va începe controle masive pentru verificarea veniturilor persoanelor fizice ca sursă a obținerii averilor fiecărei persoane. Este o jignire pentru oamenii cinstiți care muncesc greu, uneori de dimineața până seara, să vadă că în jurul lor alții își cumpără case care se învârt după soare, își achiziționează mașini exorbitant de scumpe și n-au lucrat o zi în viața lor și n-au plătit un impozit. Este de asemenea nedrept pentru agenții economici care majoritatea lor își desfășoară business-urile corect, își plătesc taxele și impozitele la timp, iar alți patroni fac evaziune fiscală, folosesc muncă la negru, se îmbogățesc nemeritat și nu plătesc niciun impozit în viața lor. Lucian Heiuș a mai precizat că există tot felul de exemple de șmecheri care sfidează omul de rând cu opulența și luxul pe care îl afișează. Șeful ANAF a mai menționat că acest tip de comportament dă chiar exemple antisociale. Trebuie să fim realiști și să înțelegem că aceste mecanisme sunt dăunătoare atât bugetului de stat, dar în același timp creează și o mare frustrare în rândul societății românești, creând chiar modele antisociale. Avem peste tot exemple de șmecheri care sfidează cu opulența și luxul pe care îl afișează, care cheltuie sume de bani exorbitante, sfidând pe omul de rând și care în viața lor n-au plătit niciun impozit, iar când verifici veniturile pe care le au, constați că ele sunt aproape inexistente. În aceste zone ne vom concentra controle pe care le începem, să verificăm dacă averile acumulate sunt în concordanță cu veniturile obținute. Președintele ANAF, hunedoreanul Lucian Heiuș, anunță că în urma unei analize a rezultat că la peste 550.000 de persoane se înregistrează o diferență între veniturile declarate și cele estimate într-o perioadă de 4 ani de circa 20 de miliarde de euro. Am dat o sarcină Direcției Generale de Control Venituri Persoane Fizice să-mi facă o analiză de risc și am pornit de la 20 de milioane de CNP-uri. Făcându-se această analiză de risc, am constatat cu stupoare și cu revoltă de-a dreptul că 561.000 de persoane, de CNP-uri, au acumulat, și am luat doar 4 ani, 2016, 2017, 2018 și 2019. Anul 2020 o să finalizăm la sfârșitul lunii septembrie, iar anul 2021 probabil la sfârșitul anului. Atenție! Au acumulat 561.000 de persoane o diferență între veniturile estimate de noi și veniturile declarate și impozitate de 20 de miliarde de euro. Evaziunea de 20 de miliarde de euro sau de aproximativ 100 de miliarde de lei s-a constatat în toate cele 8 direcții regionale ale ANAF. Cea mai mare evaziune de aproape 30 de miliarde de lei s-a constatat, așa cum era de așteptat, în zona Bucureștiului, iar cea mai mică la Craiova, de peste 6 miliarde de lei. Direcția Timișoara a ANAF, din care face parte și județul Hunedoara, este pe penultimul loc la evaziune. Sumele aflate în neconcordanță fiind de doar aproape 8 miliarde și jumătate de lei.